Stadionul din Zăvoiul Vâlcean a găzduit poate cea mai spectaculoasă partidă din cadrul rundei cu numărul 8 din campionatul celui de-al doilea eșalon fotbalistic, seria a doua. CSM Râmnicu Vâlcea, în echipament albastru, locul 4 în clasament, a primit vizita fostei prim divizionare, Universitatea Cluj, formație situată în partea inferioară a clasamentului. Este și motivul pentru care echipa gazdă pornea ca favorită certă și puțin credeau că tinerii studenți clujeni vor pune probleme trupei pregătită de Alexandru Pelici în această partidă, condusă la centru de reșițeanul Dorin Micloșină, ajutat la cele două linii de Ionuț Babadac și Gabriel Stroie din Alexandria, respectiv Pitești. Calculele hârtiei au fost date peste cap în minutul 28 al jocului, atunci când Robert Boboc a profitat de o gafă comisă în defensiva oltenilor, a șutat plasat la colțul lung și a deschis scorul spre bucuria celor aproximativ 25 de membri ai galeriei venite de la Cluj. Cu două minute înainte de pauză, Dragoș Firțulescu a fost aproape de Eurogolul înscris în meciul cu Chindia, însă de această dată balonul a trecut peste transversală. Oaspeții au intrat la cabine în avantaj. Cu toate acestea, tinerii jucători clujeni nu s-au blocat în propria jumătate de teren și au urcat în dese rânduri spre careul advers. Vâlcenii au avut șansa egalării la 12 minute de la reluare, atunci când centrarea lui Dragoș Firțulescu l-a găsit perfect pe Marius Staicu, atacantul oltenilor a șutat în portar și scorul a rămas 0-1. Între minutele 65 și 78, Alexandru Pelici a făcut trei schimbări. Au ieșit pe rând Ludușan, Iordache și Neagoie, înlocuiți de Ion Marian, Bogdan Geantă, respectiv Albert Voinea. Aceasta din urmă s-a dovedit cea mai inspirată alegere, și asta pentru că, după numai un minut, lovitura de colț executată de Firțulescu a fost prelungită de Pârvulescu până la Staicu, iar recentrarea acestuia l-a găsit pe Albert Voinea, cel care a restabilit egalitatea în minutul 79. Gazdele pun presiune pe careul advers, Dragoș Firțulescu se grăbește să execute o lovitură liberă înainte de fluierul centralului, care îi acordă al doilea galben și vâlceanul a fost nevoit să părăsească terenul. O altă lovitură liberă acordată oltenilor în minutul 89 avea să aducă euforia în tribunele stadionului din Zăvoi. Cătălin Pârvulescu s-a dovedit același servant perfect pentru Marius Staicu. Golgheterul gazdelor și-a respectat blazonul și a înscris golul unei victorii, cu atât mai prețioasă cu cât a venit în finalul jocului. Trei puncte mari aduse așadar de Albert Voinea și Marius Staicu, dar evident că meritul aparține întregii echipe și nu în ultimul rând suporterilor. Da, mă bucur că am ajutat echipa. Îmi doream de mult să intre acest gol și mă bucur pentru victorie, în primul rând, pentru acești oameni care astăzi ne-au susținut până în ultima clipă. Da, a fost un meci disputat, un meci frumos și mă bucur mult pentru golul marcat și pentru victorie. Un meci bun, un meci care l-am câștigat cu sufletul de data asta și în care s-a văzut că ne-am dorit. Am început puțin mai neatenți, dar a fost bine. CSM Râmnicu Vâlcea a urcat pe locul 2 în clasament, la numai 3 puncte de liderul din Baia Mare, care s-a impus acasă 1-0 cu Tărlungeniul. În runda următoare, vâlcenii vor juca în deplasare cu ocupanta locului 8, CSM Ioveni, echipa aflată în revenire de formă, după victoria obținută pe terenul celor de la Olimpia Satu Mare. Un meci foarte greu și ei sunt într-o situație destul de dificilă, însă, vedeți, am avut momente destul de grele și echipa și-a făcut din nou datoria, grupul unit. Este din nou un meci greu și mergem cu încredere pentru că suntem pe drumul cel bun și sperăm să venim din nou cu punct sau puncte de acolo. O linie de clasament foarte bună pentru echipa vâlceană. 4 victorii, 3 egaluri, o singură înfrângere, plus 3 în clasamentul adevărului, cifră care poate fi dublată în cazul unei victorii pe terenul celor de la CSM Ioveni în runda cu numărul 9, programată sâmbătă dimineață începând cu ora 11.